vrea din toată inima să mulțumim lui Dumnezeu și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, care și în această după masă a fost binevoitor față de viața noastră și suntem în casa Lui. Pentru cei care suntem aici, iar pentru cei care ne ascultă și sunt cu noi online, suntem cu toții în prezența lui Dumnezeu. Pentru aceasta, să spunem binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt de acum și până în veci de veci. Amin. Este o zi de sărbătoare. Cu siguranță pentru biserica noastră este o zi importantă, este o zi binecuvântată. Și aș vrea să înțelegem lucrul acesta pentru frații și surorile care vin în locul acesta, care suntem ca și biserică, ca o familie, care vin aici pentru că ascultă Cuvântul Dumnezeu sau vor să asculte Cuvântul Dumnezeu, pentru că vor să aibă părtășie, pentru că vor să fie în prezența lui Dumnezeu, este un motiv de bucurie. Și vreau să vă spun cu responsabilitate și cu aceeași sinceritate care cred că fiecare dintre noi care ajungem aici o avem, Dumnezeu ne iubește. Amin. Dumnezeu ne iubește în foarte multe moduri pe noi. Și dacă ar fi doar să comparăm acum la zilele de astăzi, vorbim cu fratele Iosif și noastră, deja ați auzit, în Quebec lucrurile sunt mult mai grave ca și aici. Și am spune, Dumnezeu ne iubește și în felul acesta. Însă vedeți dumneavoastră, în ceea ce înseamnă biserica, contează foarte mult ca Dumnezeu să pregătească oameni care să slujească în biserică. Și Dumnezeu a făcut lucrul acesta și noi mulțumim pentru harul pe care ni l-a acordat să avem în mijlocul nostru aceste programe în care să punem în slujire, să... De fapt, ceea ce facem noi aici este doar să încuvințăm ceea ce Dumnezeu a pregătit până aici, acești oameni, acești bărbați, pentru ca să slujească pe Dumnezeu. Și spun la aceasta, mărit să fie Domnul. Amin. Și ar trebui să fiți mulțumitori pentru lucrul acesta. Amin. Poate că și pentru unii dintre noastre care sunteți sau ați fost ordinați, și mă refer la cei trei, este un motiv de bucurie. Și acum, n-aș vrea să spun că nu este bine lucrul acesta. Că noi vorbim de foarte multe ori de promovare. Nu spun că lucrul acesta nu este corect. Că noi vorbim despre a fi pus într-o anumită funcție. Iarăși nu spun că nu este corect sau că nu este așa. Puteți să primiți flori, este normal. Dar vreau să vă spun că ceea ce se întâmplă astăzi pentru un slujitor și ceea ce vreau eu în această seară să vorbesc este poate puțin mai diferit. Am înțeles și știm că există anumite, hai să spunem, standardele la care Dumnezeu privește atunci când caută un om ca să-l folosească în slujire. Și de cele mai multe ori găsim cuvintele lui Pavel. Pavel a fost un om care a adus înaintea bisericii primare anumite lucruri care biserica trebuia să le știe. Și ca întotdeauna, pentru un anumit post, pentru o anumită slujbă, sau vorbim din punct de vedere firesc, pentru un anumit post la lucru, există anumite lucruri pe care acel post, acea firmă le cere. Și de cele mai multe ori acele lucruri sunt, cum spunem noi, la un nivel înalt. Și spune, uite, astea sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinești. Și dai un interviu și acolo, mi-aduc aminte când eu am dat interviu și am dat câteva interviu aici în Canada, și acolo oamenii au niște criterii și bifează un criteriu și spune la sfârșit, da, potrivești cu această slujbă. Și noi am înțeles și e normal să fie așa. Dumnezeu privește lucrul acesta foarte serios și biserica trebuie să privească lucrul acesta foarte serios. Însă vreau în această seară să vorbim și vreau să vorbesc nu doar pentru unii care e aici și pentru ceilalți care au fost ordinați și pentru noi toți, pentru că aș vrea să vă spun ceva cu sinceritate. Aș fi vrut să aud predica aceasta când eu am fost ordinat ca și diacon, în urmă cu 30 și ceva de ani. Singura persoană din anturajul meu care a înțeles mai bine lucrurile n-am fost eu, pentru că atunci am fost și eu tânăr și de cele mai multe ori există această, hai să spunem, în ghilimele, nu foarte păcătoasă, mândrie de a fi slujitor. A fost taică-mă care el chiar era mândru, pentru că ziceam, am și eu un copil care îmi calcă pe urme. Dar singura persoană care a fost oarecum cu picioarele pe pământ a fost mama. Și mama mi-a spus, Dane,
să fii foarte atent. Pentru că lucrul acesta nu este foarte simplu. Vreau în această seară să am un mesaj care nu este nicio amenințare, nu este nicio ceva tulburător, care este o realitate pe care eu am întâmpinat și pe care fratele Hozan și fratele Băbălai și fratele Andrei, de puținul timp care slujește ca și păstor, dar poate și înainte, l-a simțit responsabilitatea slujbei. Pentru că ce se întâmplă de aici înainte este de fapt o continuitate. Dumnezeu a chemat pe cineva, Dumnezeu dinainte, cum spunem noi, a filat o persoană și a dat un dar. Și Pavel spunea, cel care dă slujbe sau dătătorul slujbe este același Domn și Dumnezeu dă darul după cum voiește, dar le dă în folosul altora. Darul nu este pentru noi. Dumnezeu mi-a dat un dar ca să predic pentru ca eu să mă mândrez de lucrul acesta. Dumnezeu n-a chemat slujitor pentru ca ei să se mândrească, ci i-a chemat în folosul bisericii. De aceea am spus, biserica trebuie să mulțumească Dumnezeu pentru că are slujitori pe care Dumnezeu i-a învreznicit și i-a însărcinat și pe care Dumnezeu i-a binecuvântat cu daruri. Și noi spunem, slăviți să fie Domnul pentru lucrul acesta. Dar există responsabilitatea slujbei. Și în această seară vreau să vorbesc despre un lucru care mie mi s-a părut interesant și l-am simțit pe pielea mea. Unii oameni, și în mod special bisericile, au o diferită părere vis-a-vis de slujitori. Dumnezeu, pentru că atunci când o persoană este chemată la slujire, slujitorul stă între oameni, între biserică, spunem noi, și Dumnezeu. Nu este ceva care, de exemplu, cineva are un job și stă la computer și el lucrează pe computer. Acum este mai nou mod dacă să lucrezi de acasă. Mai ales dacă lucrezi într-un domeniu care folosești foarte mult computerul, spune stai acasă, lucrează. Și n-ai nicio treabă cu colegul de bancă sau colegul de birou sau, eu știu, ești doar tu și computerul. Când Dumnezeu cheamă un om, o persoană, Dumnezeu îl pune între el și oameni și biserică. Și acum, cine până la urmă decide ceea ce faci tu? Întrebarea este pentru fratele Oni, pentru fratele Daniel, pentru fratele Amos, pentru mine, pentru noi toți. Cine decide? Cine decide eu ce fac până la urmă în slujirea mea? Pentru că aceste două părți, Dumnezeu și biserica, fiecare are pretențiile ei. În această seară vreau să vorbesc despre o slujire. Cum vrem noi să avem un slujitor? Perfect sau credincios? Până la urmă, dumneavoastră ce căutați? Oameni perfecți sau oameni credincioși? Pentru că biserica, din păcate, întotdeauna se uită la un slujitor din perspectiva perfecțiunii. Și v-am spus despre mama când mi-a spus acele lucruri și oamenii se uitau la tine și spuneau, mă, tu trebuie să fii perfect în toate. Tata îmi spunea, când stai la amvon, trebuie să ai grijă. Probabil de aceea am eu așa un mod de a predica diferit. Pentru că cineva mi-a spus, băi, când ești la amvon, tu trebuie să stai drept, trebuie să vorbești coerent. Fratele Talpuș, unde am slujit prima dată în zalon, spunea să nu cumva să fii nebărberit. Spunea, da, voi să vii cu cravată, dar nu nebărberit. Atunci nebărberit era o problemă. Totdeauna trebuie să fii îmbrăcat cuvincios, iarăși este un lucru bun. Și biserica se uita la tine din punctul acesta al perfecțiunii. Dacă cumva greșeai la o predică și spuneai în loc de Moise Avram, era o problemă. Și mie mi s-a întâmplat. Și nu spun că lucrul acesta a fost făcut din răutate. Dar frate spunea, frate, ai făcut o greșeală. Pentru că biserica, oamenii, caută perfecțiunea. Pentru că lumea aceasta îi place perfecțiunea. Și oamenii spun, măi, trebuie să fii perfect. E foarte interesant. Că Dumnezeu vede lucrurile diferit. Și asta îmi place mie la Dumnezeu. Dumnezeu vrea slujitori credincioși. Frate Oni, acum îți vorbesc ție, dar inclus și pe ceilalți. Nu căuta să fii un om perfect în slujire, că nu vei putea. Este doar o cerință a oamenilor. Dumnezeu vrea altceva și dă-mi voie să îți dau câteva exemple. Unul dintre ele spunea și s-a amintit azi dimineață, dacă ați fost atent la predică,
predica fratelui Fer, el a făcut doar o referire tangențială la versetul 2 din capitolul 4 din 1 Corinteni. Spunea acolo, versetul 1 spunea, iată cum trebuie să fie priviți slujitorii, spunea Pavel noi, ca niște slujitori al lui Hristos, ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Dumnezeu v-a dat un job de făcut, o slujbă. Și auziți, în slujba aceasta, Dumnezeu are alte pretenții. Dumnezeu spune așa, încolo, ce se cere de la ispravnici? Este ca fiecare să fie găsit cum? Perfect. Adică, frate, nu funcționează bine sistemul. Și el spune, ceva nu funcționează bine la tine. Și nu vreau să fac acum aluzie la nimic. Dar auziți ce spune Dumnezeu? Fiecare ispravnic trebuie să fie găsit cum? Credincios. În locul încredințat lui. Unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu le vrea și dacă vrei să fii un credincios bun, pentru că există un alt verset pe care Domnul Iisus Hristos spune în Matei, în capitolul 24, versetul 45, și apoi am să citesc un alt verset, spune acolo, care este deci robul credincios și înțelept? E în toate calitățile, în toate cerințele pe care Dumnezeu le pune în Scriptură. După ce ai intrat în această slujbă, după calitățile și după cerințele pe care le găsim acolo, Dumnezeu spune totdeauna, trebuie să fii credincios. De cele mai multe ori Dumnezeu are nevoie și vrea să fim oameni, slujitori credincioși. Și la un moment dat, când Dumnezeu ne va duce acasă și ne va da răsplată, iarăși nu ne va întreba, ai fost perfect sau nu ai fost perfect în slujire? Știți ce va spune Domnul, spunea Domnul Iisus Hristos în ziua aceea, Matei 25-23, spune așa, stăpânul i-a zis, bine robun și credincios, intră în bucuria stăpânului. Mărit să fie Domnul. Amin. Este unul dintre motivele pentru care am ales în această seară acest pasaj. Poate că este puțin, hai să spunem, n-ai nicio legătură cu slujire, cu coordinare. Dar mie mi s-a părut interesant pentru că, din această perspectivă, vreau să vorbesc despre această alegere pe care noi, și vreau să fie, cum am spus, poate din experiența noastră ca și slujitor și din ceea ce Dumnezeu vrea, vreau să vă provoc. Când alegeți să slujiți, încercați să slujiți cel mai bine, încercați să slujiți frumos, încercați să vă păstrați demnitatea, încercați tot ceea ce este posibil, dar nu încercați să fiți perfecți. Pentru că nu există perfecțiune decât la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu cere altceva. Dumnezeu cere să fii credincios. Dumnezeu asta cere. Și ne întoarcem acum la text, pentru că vreau să fac o mică introducere. Citim în acest text, pentru că vorbim despre prorocul Hagai. Vorbim despre perioada în care Dumnezeu a întors din nou poporul din robia babiloniană, asiriană și așa mai departe. Neascultarea poporului evreu a dus poporul acesta în robie. Și spune Biblia că Dumnezeu i-a trimis în robie în anul 586. Găsim din istorie, Biblia spune că Dumnezeu i-a dus în robie și asirienii și babilonienii și apoi mezii și perșii și toți au asuprit acest popor aproape 50 de ani și nu mai are niciun fel de speranță pentru ei. Mizerie, departe de țara lor și parcă nu mai avem nicio speranță. Dumnezeu a făcut o minune și spune Biblia că regele Cir a eliberat parte din poporul evreu și a spus, uite, vă dau înapoi tot ce am luat de la voi. Cir avea tot ce a jefuit din templul lui Solomon din Ierusalim și a spus, uite, vi le dau înapoi. Duceți-vă înapoi și reconstruiți templul. Și printre primii oameni care au plecat, prima serie de oameni care au plecat înapoi, au fost cel puțin trei persoane pe care le găsim în acest text. A fost Zorobabel, a fost Iosua și Hagai. Zorobabel, este foarte important să ținem cont de aceste lucruri și de aia fac o introducere. Zorobabel era guvernatorul regiunii de atunci, a Ierusalimului. Era conducătorul politic, ca să spun așa. Iosua era mare preot, era conducătorul religios. Singura misiune pe care au primit-o ei de la Dumnezeu, prin această eliberare, a fost reconstruiți templul. Atât. Trebuia să reconstruiască templul. Și au început. Spune Biblia că s-au întors în Ierusalim,
au început să reconstruiască templul. Însă vreau să vă spun ceva. Văzând aceste întâmplări din viața lor, am găsit trei principii importante pe care vreau să le aduc înaintea acestor noi frați care sunt slujitori în această, hai să spunem, slujire nouă pe care au primit-o și care sunt valabile și pentru noi. Trei principii importante. Am găsit mai multe, dar m-am redus la trei pentru că vreau să păstrez timpul și să am timp ca să le explic. Pentru că primul lucru pe care îl găsim la acești oameni și este, dacă veți, un principiu pentru noi ca să fim slujitori credincioși, este că noi întotdeauna trebuie să luăm inițiativă atunci când sunt probleme. Știți când se vede credincioșia noastră? Nu atunci când toate lucrurile merg bine. Ne bucurăm de biserica aceasta, ne bucurăm de lucrurile care se întâmplă aici, mă bucur de foarte multe lucruri care le văd în parte, hai să spunem, în perioada aceasta, îmi place, totul este ok, toată lumea bine, toată lumea happy, cum spunem noi. Și spunem, băi, merge lucrurile bine. Dar este ușor să conduci când lucrurile merg bine. Nu spun asta pentru Andrei, pentru că la el lucrurile sunt diferite, dar așa mă refer la biserică. Însă există momentul crizei și vreau să vă spun, frați slujitori, când va veni criza, atunci Dumnezeu va vedea dacă suntem credincioși sau nu. Pentru că modul în care ne raportăm la aceste momente de criză, de fapt, dovedește credincioșia noastră. Ce s-a întâmplat? Ne întoarcem la text. Au început să reconstruiască templul. Au reconstruit altarele, au reinstaurat jertfele, au făcut lucrurile care erau importante, au pus preoți, au reînceput să citească din Cartea Sfântă, au pus și temeliile templului exact pe aceleași locuri unde a fost înainte templul zidit de Solomon. Și am spune noi, ce bine! Dar știți ce s-a întâmplat? A venit momentul de criză. Dintr-o dată, toate lucrurile s-au oprit. A fost bucurie în Ierusalim când s-a inaugurat această lucrare. Dacă citiți, vă rog, și vă provoc să citiți în cartea lui Ezra, capitolul 3, spune că atunci când au pus lucrările, temeliile templului, oamenii au început să strige, au început să cânte, au început să se bucure și au spus, slăvit să fie Domnul că încă Dumnezeu ne iubește și uite, reconstruim templul. Măcar că unii dintre ei, spune Biblia acolo, că au început să plângă. Pentru că a fost și oameni, nu știm exact care a fost motivația, dar dați-mi voie să vă citesc versetul care spune, dar mulți din preoții și leviții și capii de familie mai în vârstă, care văzuseră casa dintâi, plângeau tare când se puneau temeliile templului. Unii spun că ei plângeau pentru că templul nu mai era de aceeași dimensiune care a fost înainte. Nu mai avea aceeași valoare, aceeași frumusețe. Și mai omul spune, nu mai era chivotul care era acolo. Probabil că da. Dar poate că nu asta a fost marea problemă. Marea problemă a fost pentru că, dintr-o dată, cei care locuiau atunci în Palestina, cum era numită atunci, au început să spună, hai să construim și noi cu voi. Și Zorobabel a spus, nu, voi nu puteți să construiți cu noi, ăsta e templul nostru. Și în momentul acela spune Scriptura că ei au început să comploteze împotriva poporului. Au trimis o scrisoare la împăratul care era atunci, la Artaxerxes, și a spus, uite ce fac oamenii ăștia, dacă ei rezidesc templul, să știi că ești mare problemă. Și știi ce s-a întâmplat? S-au oprit toate lucrările. Și pentru ea spune, dar ce așa mare problemă, frate Dan? Este problemă. Știți de ce? Pentru că a durat 16 ani până când Dumnezeu a vorbit prorocului Hagai și a spus, du-te din nou la popor. Știți la cine s-a dus Hagai? Pe cine i-a chemat pe undeva, pe un deal din Palestina să stea în fața cuvântului? Pe Zorobabel și pe Iosua. Dumnezeu vrea să vorbească cu liderii. Pentru că, dragii mei, atunci când sunt probleme, atunci când există criză, și putem să vorbim despre multe aspecte ale crizei, niciodată liderii n-au voie să stea la masă, spună, ne pare rău, nu putem să facem nimic. Două lucruri un lider adevărat trebuie să facă. Și asta dovedește credincioșia.
Asta dovedește că un om, un credincios, un slujitor, este credincios lui Dumnezeu când, atunci când apar problemele, el nu stă liniștit. El nu spune, îmi pare rău, n-am ce să fac. Îmi pare rău, nu pot să ajut. Noi spunem, da, dar atunci era o problemă cu împăratul. Și e o întrebare, dacă citiți și probabil știți istoria, de ce a doua oară după ce a auzit toată prezentarea lui Hagai? N-a mai contat ce a spus împăratul, n-a mai contat că a venit înapoi din nou la ei și a spus, bă, dar cum ați început voi să reconstruiți templu? Dar nu știți că există un edict care spune că n-aveți voie? Și a spus, noi construim. Pentru că atunci când slujitorii știu că sunt probleme, ei trebuie să răspundă acestor probleme. Când vor fi probleme, nu știu ce fel de probleme, mari sau mici, copiii lui Dumnezeu vor sta și vă spune, hai să vedem ce fac cei care ne conduc. Slujitorii întotdeauna trebuie să rezolve problemele, hai să spunem, a bisericii. Există un lucru pe care cineva l-a spus odată și spunea, noi avem așa o vorbă, lasă-mă frate că timpul rezolvă tot. Și noi câteodată chiar credem că timpul rezolvă tot. Dar când vorbim despre slujire, când vorbim despre biserică, timpul nu rezolvă. Dimpotrivă, când lucrarea va fi în criză și când slujitorii nu fac altceva decât să amâne soluțiile, criza aceea se va adânci. Se va adânci mai mult și mai mult și mai mult. Și asta dovedește faptul că atunci când noi nu știm să luăm decizii în anumite situații de criză, ca și slujitori, înseamnă că nu suntem credincioși Dumnezeu. Atunci când există probleme, se dovedește cât de bine suntem noi în relație cu Dumnezeu. Că așa putem să spunem, frate, toate lucrurile merg bine. Uitați-vă la acești oameni, principiul acesta lor, că trebuia să fie credincioși Dumnezeu. Cine i-a chemat pe ei? Cine i-a rânduit ca să ajungă ei în Ierusalim? Sigur, Cir. Dar Dumnezeu spunea, voi trebuie să construiți templu. Știți ce au făcut ei? 16 ani. S-au oprit. Au spus, băi, dar nu putem să facem mare lucru. Oamenii spun, frate, am o problemă. Acum vorbim despre cazuri particulare. Am o problemă. Și spune, frate, îmi pare, nu te pot ajuta. Lasă, frate, că mai venim. Poate că săptămâna viitoare, poate că peste două săptămâni. Spune că timpul rezolvă totul. Timpul nu rezolvă totul. Pentru că atunci când deciziile se întârzie, criza se adâncește. Slujitorii nu pot să stea liniștiți atunci când sunt probleme. Pentru că ei sunt chemați să conducă. Pentru că ei nu sunt chemați să asculte ce spun alții. Ei nu sunt chemați să stea în aceeași stare cu mulțimea. Ei sunt chemați să acționeze, să conducă. Și atunci se dovedește credincioșia față de Dumnezeu. Slujitorii sunt chemați să meargă mai departe și să rezolve aceste probleme, nu pot să tacă. Deschiderea aceasta pe care noi avem de a vorbi și, dacă vreți, onestitatea pe care trebuie să o avem noi, este sau sunt armele cu care putem să nimicim orice atac pe care diavolul poate avea împotriva bisericii sau împotriva unei familii sau știu, orice altă problemă. Dumnezeu ne cheamă să vorbim, Dumnezeu ne cheamă să aducem soluții. Dar sigur că da, vorba noastră trebuie întotdeauna să fie însoțită de dragoste. Vorba noastră trebuie întotdeauna să fie, cum spunea cineva, dreasă cu sare. Spuneți adevărul întotdeauna. Știți care e problema celor mai mulți? Ce am întâmpinat? Și câteodată chiar suntem puși în situația aceasta. Vorbea fratele Iosif despre buletinii de vot. Tocmai pentru aia mulți oameni spun, măi, nu vreau să mă bag în discuții. Ce să spun eu aici? E bine când la comitet toate lucrurile merg mult, cum spunem noi. Bă, frate, toată lumea e de acord. Și câteodată mă întreb, chiar e foarte bine? Nu înseamnă că trebuie să ne certăm. Dar întotdeauna trebuie să luăm lucrurile așa cu vin de-a valma, pentru că asta a făcut Zorobabel și asta a făcut Iosua. Poporul s-a speriat, a fost frică, poate că au avut sentimentul, bă, dar ce să facem noi acum, că abia am reușit să ajungem aici și s-au oprit și ei au mers în aceeași cadență cu ei. Pentru că ei n-au făcut lucrul acesta, n-au spus, băi, stați puțin, Dumnezeu ne-a scos din robia babiloniană, acolo am stat 50 de ani și n-am avut speranță, Dumnezeu ne-a adus aici. Nu ne poate împiedica nici 3, 4, 5 oameni care ne spun că n-avem voie, nici măcar o scrisoare, dar n-au spus pentru că au tăcut. Și s-a dovedit că oamenii aceștia n-au avut
credincioșie față de Dumnezeu. Știți că există un verset în Psalmul 58 care spune: oare tăcând faceți voi dreptate? Oare tăcând dovediți voi că sunteți credincioși? Pentru că Dumnezeu ne-a dat această soluție, să rezolvăm problema, să spunem lucrurile, dar să le spunem, cum am spus și repet, să le spunem în dragoste, dar întotdeauna adevărul. Pentru că un slujitor credincios, atunci când sunt probleme, el rezolvă problemele. Dumnezeu la asta ne cheamă. Și Zorobabel și Iosua, din păcate, n-a făcut lucrul acesta. Și învățăm de la ei. Al doilea principiu, care și acesta este foarte important, și iarăși ne întoarcem la acest exemplu, un slujitor care este credinciosul Dumnezeu, refuză să fie condus de mulțime. Marea problema slujitorului este mulțimea. Ce va spune fratele? Ce vor spune grupul acela de oameni? Ce va spune parte din biserică dacă facem lucrul acesta? Dacă spun lucrul acesta? Dacă iau decizia aceasta? Și iarăși mă întorc. Fiecare parte are pretențiile ei. Mulțimea vrea să fie perfect. Știți cât ești bun, spunea cineva. Și asta e realitate, nu numai slujire, dar este realitate și în viață. Știți cât ești bun pentru un om? Până ești de acord cu el. Până-i face totdeauna pe voie. Când nu-i mai faci pe voie, nu mai ești bun. Acum întrebarea este din nou: cine determină modul în care tu slujești? Mulțimea sau Dumnezeu? Cui ești tu credincios? Mulțimii, pentru că vrei să fii perfect? Sau lui Dumnezeu, pentru că vrei să fii credincios? Ne întoarcem la text. Și Dumnezeu a spus lui Hagai: acum du-te, 16 ani, frați și surori, 16 ani, temeliile au rămas la fel. Nu s-a făcut absolut nimic. Nu i-a interesat pe nimeni nimic. Liderii, mulțimea, au spus: nu putem să facem, nu putem să facem. Și Dumnezeu a spus lui Hagai: du-te și vorbește din nou poporului. Și ne întoarcem la versetul 2. Hagai s-a adresat liderilor și a spus așa: așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice: n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Adică este de vorbă cu Zorobabel și cu Iosua, spune: da, așa a spus poporul. Nu putem să construim, nu putem să zidim. Și au trecut 16 ani. Și în condiții normale, în biserică trebuie să existe relații normale. Nu poți să forțezi pe nimeni. Trebuie să respecti pe toată lumea. Și așa e normal. Pentru că sunt condiții normale. În condiții normale trebuie să ne respectăm și să arătăm loialitatea unul față de celălalt. Pentru că sunt condiții normale. N-ai cum să faci lucrul anormale în condiții normale. În condiții normale trebuie să cooperăm, să vorbim unii cu alții și să vedem care e soluția cea mai bună. Dar în condiții anormale, și acum Hagai vorbea despre condiții anormale, Dumnezeu spunea prin prorocul Hagai: de ce voi ați ascultat de popor? Pentru că un credincios sau un slujitor credincios nu ascultă de mulțime. E o mare problemă când asculți de mulțime. Nu spun că trebuie să ignori mulțimea. Nu spun că nu trebuie să ții cont de mulțime. Dar câteodată mulțimea poate să influențeze într-o direcție greșită un credincios, un slujitor credincios. Trebuie să știe că pentru el rămâne o singură voie. Și este voia lui Dumnezeu. Pentru că numai așa dovedești că ești slujitorul lui Dumnezeu. Când ești credinciosul lui Dumnezeu, nu faci ce spune mulțimea, chiar dacă asta înseamnă că te taie de la votul următor. Chiar dacă asta înseamnă că spune: ăsta nu-i bun și îți caută nod în papură, cum spunea cineva. Când la cineva nu-i place pe tine, te aruncă în gura lumii. Și atunci n-ai treabă. Când ești credinciosul lui Dumnezeu, nu asculți de mulțime, nu te iei după mulțime, ci asculți de voia lui Dumnezeu. Când oamenii lideri au ascultat de mulțime, a ieșit rău. Și vă dau un exemplu care este elocvent, care poate este cel mai semnificativ și care vorbește cel mai mult. Știți istoria când poporul se întorcea din Egipt înspre Canaan? Moise era pe munte. Acolo era cu Iosua. Primea legile. Jos era mulțimea aceea mare cu Aaron. Și la unul i-a venit o idee din mulțime. Așa spuse: Moise, nu mai vine, hai să facem un Dumnezeu. E adevărat că poporul acesta, după cum spunea Aaron, mai târziu lui Moise, spunea: tu știi că poporul acesta este pornit la rău.
Dar erau evrei, dar era poporul Dumnezeu, era tocmai scoși din Egipt. Cum adică să fii pornit la rău? Așa a fost. S-a dus la Aron. Și Aron a avut o problemă. Pentru că trebuia ori să asculte de mulțime, ori să rămână credincios Dumnezeu. Ce a ales? A ales să asculte de mulțime. Cum a ieșit? A ieșit rău de tot. Și a dat o idee. Adunați tot ce aveți bun, aur și așa mai departe, facem un vițel, un vițel. S-au închinat la el și au început să joace, și au început să facă lucruri urâte. Și a auzit Moise când s-a coborât. De fapt, Dumnezeu a spus că ce a auzit nu este o cântare de bucurie, acolo este o problemă. Când s-a întors înapoi, a fost o întrebare care a pus-o Moise lui Aron. Măi, ce s-a făcut poporul acesta de a-i făcut rău ăsta? Și atunci a spus, știi că poporul acesta este un popor care este înclinat spre rău. Dar știți ce a adus necredincioșia lui față de Dumnezeu ca și lider? Când în versetul 25 Moise a văzut acum, nu că poporul era îndreptat înspre rău, era mai grav. Spune acolo, Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aron, prin decizia lui, l-a făcut fără frâu. Câteodată nu-i bine să asculți de mulțime, ca și lider. Câteodată nu-i bine să asculți de o partidă, ca și lider. Și vreau să înțelegem că din cioșia noastră față de Dumnezeu se dovedește exact în aceste momente de criză. Aron era în o situație de criză și n-a știut, pentru că progresul lucrării nu se realizează întotdeauna prin consens. Nu se realizează prin sondaje de opinie. Hai să vedem ce spun frații și facem cum spun ei. Aduc aminte când eram în România la Biserica Fratelui Valer, la început, toată lumea a încercat cum să facem. Era o biserică în care am început-o și am făcut sondaje de opinie. Și mă dau pe mine exemplu. Și spunea odată, Valer spunea, băi, Dan, este un lucru interesant. Am pus acolo o întrebare, cine predică cel mai mult? Și răspunsul a fost Daniel Mesășan. Dar mai era o altă întrebare. Acum, îngăduiți-mă, acesta a fost întrebarea și răspunsul. Cine credeți că predică cel mai bine? Răspunsul a fost Daniel Mesășan. Am zis, man, cum să predică mai bine ca păstorul? Dar a spus, vezi, asta înseamnă sondajul de opinie. Pentru că consensul și sondajul de opinie nu înseamnă neapărat propășire în lucrare. Știți ce înseamnă propășire în lucrare? Voia lui Dumnezeu. Un slujitor trebuie să rămână credincios lui Dumnezeu și întotdeauna să rămână în voia lui Dumnezeu. Aron trebuia să știe lucrul acesta. Și a făcut o mare, mare greșeală, pentru că a ascultat de mulțime. Încă o dată, frați și surori, iertați-mă, eu nu vreau să fiu, rău în expresii, nu vreau să vă desconsider, pentru că până la urmă suntem frați. Dar ca și lider, noi trebuie să știm, rămâne întotdeauna credincioșia față de voia lui Dumnezeu. Și asta trebuie să facă orice slujitor. Este principiul numărul 2. Un slujitor credincios nu ascultă de mulțime. Și trei, punctul numărul 3. Un slujitor credincios, auziți, este atins de Dumnezeu și influențează pe alții în adevăr. Un slujitor al lui Dumnezeu care este credincios, este atins de Dumnezeu și influențează pe alții. Noi am vorbit și am auzit dimineața despre, cel puțin tangențial, la fel spunea fratele Iosif, despre pași în slujire. Un om este chemat de Dumnezeu. Apoi este împuternicit cu un dar. Este pregătit de Dumnezeu. În biserică Dumnezeu pregătește oameni pentru slujire și apoi este trimis. Astea sunt pașii. Pentru că Dumnezeu trebuie să atingă un om ca să poată să influențeze. Și auziți ce s-a întâmplat cu Hagai. Zorobabel, Iosua, doi oameni care stăteau în fața lui Hagai. Au auzit tot ce a spus Dumnezeu și toate nemulțumirile. N-am citit în text pentru că vorbea despre faptul că ei muncesc mult și nu adună. Pun într-o straiță și totul se scurge. Și spunea, uitați-vă la căile voastre. Pentru că unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facă un om care este slujitor, un bărbat care este slujitor, este în primul rând să rămână în această cale a lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să continue să lucreze prin el. Un credincios adevărat și un slujitor adevărat care este credincios este atins de Dumnezeu și le-a spus mesajul. Și auziți versetul 12 la 14, Zorobabel,
fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iosadac, mare preot, și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor. Dar n-au știut că de fapt ăsta este lucru pe care să-l facă. 16 ani, e adevărat că au greșit. Dar în momentul în care au ascultat de glasul prorocului Hagar, care vorbea din partea Domnului, spune că ei, în momentul acela, și poporul s-a temut de Domnul și de Hagar, pentru că era trimisul Domnului, și a zis poporului după porunca aceasta: eu voi fi cu voi. Dumnezeu le-a spus: voi nu trebuie să uitați lucrul acesta. Eu sunt cu voi. Mesajul pe care vi l-am dat mai înainte rămâne același. Și inima lor s-a schimbat. Voința lor s-a schimbat. A fost ca și, dacă vreți, un element important în viața lor, în care și-au schimbat în totalitate întreaga lor atitudine. Nu mai erau aceiași oameni care era frică. Nu mai conta că spune ăla. Nu mai conta că vin dușmanii sau vecinii lor. Nu mai conta că era o preștie la împărat. Au spus: noi construim templu. Dumnezeu ne-a chemat lucrul acesta. Și a spus: noi construim templu. Știți de ce are nevoie? Și acum fac o concluzie la această idee. Știți de ce are nevoie Dumnezeu? De oameni care să fie atinși de El ca să poți să influențezi pe alții. Pentru că ce-ți rămâne până la urmă în slujire? Autoritatea. Autoritatea aceasta o primești la Dumnezeu. Dar cu autoritatea aceasta nu faci altceva decât să câștigi încrederea oamenilor. Vorbești, cum spunea, mi se pare, fratele Hozan, dacă nu greșesc, spunea: dacă predici ceva, trebuie să trăiești. Adică să uite Dumnezeu la tine și spune: păstrează-ți căile pe care le ai. Ai autoritate, câștigă-ți încrederea. Și încrederea pe care o câștigi la biserică, știți, e foarte greu să câștigi această încredere și foarte ușor să o pierzi. Pentru că Dumnezeu cheamă oameni care să fie atinși de El, pentru ca să influențeze pe alții în adevăr. Hagai a rămas un om credincios lui Dumnezeu. Eu nu vreau să fac interpretări la acest pasaj și la viața lui Hagai, dar am citit câteva lucruri despre el și îmi dau seama, ca să îți fac așa o imagine, a fost probabil unul dintre cei care au spus: măi, oameni buni, trebuie să construim. Și Zorobabel a spus: stai, că nu putem. Măi, dar trebuie să împlinim voia lui Dumnezeu pentru noi. Stai, frate, că avem o preliște. Și în momentul acela, Hagai a câștigat autoritate. Și când a vorbit omul acesta, pe măsură ce ascultau, inima lor s-a schimbat. Spune versetul următor: Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel. Mă rog în această seară Dumnezeu să facă ca toți slujitorii din biserica aceasta să vorbească din partea lui Dumnezeu, să aibă autoritate, pentru ca biserica și Duhul credincioșilor din biserică să fie trezit. Știți, și îmi place ce spunea unul dintre frați, e foarte greu când Dumnezeu vorbește prin oameni, prin predicatori, noi de aici, vin alții și parcă nu se leagă nimic ca nuca de perete. Probabil că ascultăm prea multe predici de pe internet. Și dacă mă comparați pe mine cu, eu știu, cu cineva din America sau ceva predicator bun, frate, ești cam la nivelul 12 underground. Nu știu care e motivația. Dar Dumnezeu cheamă oameni care să aibă autoritate, pe care Dumnezeu să-i atingă, și când ei vorbesc, influențează în adevăr. Ce spunem noi de aici? Și lucrurile să nu fie adevăr. Pentru că vorbim din Scriptură și noi spunem: slăvit să fie Domnul, că de cele mai multe ori lucrurile care se spun de aici sunt adevărate. Dumnezeu cheamă oameni. Un slujitor credincios este un slujitor pe care Dumnezeu îl atinge și care poate să influențeze pe alții spre adevăr. Și în momentul acela Duhul lui Zorobabel spune că a fost atins și dregătorul acesta a fost schimbat. Nu numai Zorobabel, spune că și Duhul lui Iosua a fost schimbat și poporul întregime a fost schimbat, și în momentul acela, în viața lor, s-a întâmplat o renaștere spirituală. O renaștere spirituală. De ce? Doar pentru că a venit un slujitor credincios, care a înțeles că orice cuvânt din partea lui Dumnezeu are valoare. Care a înțeles că mulțimea aceasta este doar așa, ca o turmă de oi care, din păcate, a fost condusă destul de greșit. Și a înțeles că Dumnezeu are pentru fiecare o a doua șansă. Trei principii pe care am vrut în această seară
să le scot. Am putea să vorbim foarte mult despre ce înseamnă slujire. Și eu cred că oricum, în această zi, dacă am fost atenți, Dumnezeu ne-a vorbit trei principii. Fiecare principiu este important. Primul principiu este, în situații de criză, un slujitor, când vede că sunt probleme, nu se așează pe bancă, pentru că nu vrea să supere pe nimeni. Nu se așează pe bancă pentru că spune, nu avem soluții. Un slujitor adevărat, credincios de Dumnezeu, întotdeauna caută soluții pentru că el conduce și apoi exprimă aceste soluții prin cuvintele lui care dovedesc dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de slujitori. În al doilea rând, un slujitor credincios este un Dumnezeu care nu este influențat de mulțime. Vedeți dumneavoastră și în lumea politică, în istoria României, în istoria multor oameni, în istoria Americii și toate istoriile, mulțimea este un pericol. Mulțimea câteodată a influențat pe oameni și a făcut lucruri groasnice. Bă, dacă vorbim despre mineriada care s-a întâmplat în România în anii 20, este o pată, dacă vreți, pe onoarea noastră ca și români. De ce? Pentru că au fost niște oameni manipulați de mulțime și mulțimea aceasta a dus mai departe această, pentru că mulțimea este un mare pericol. Un slujitor credincios lui Dumnezeu nu ignoră mulțimea. Nu spune, voi nu sunteți importanți. Dar când este vorba de alege a sluji mulțimea sau a sluji pe Dumnezeu, întotdeauna rămâne credincios lui Dumnezeu. Și mă rog Dumnezeu să ne facă astfel slujitori. Și în al treilea rând, un alt principiu important, un slujitor credincios este un om, dacă vreți, un rob al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl atinge, pe care Dumnezeu îl folosește ca să influențeze pe alți oameni înspre adevăr. Pentru că în final, cum spuneam, darul slujirii nu este pentru noi, este pentru biserică, este pentru alții. Și de aceea, la sfârșit, Dumnezeu va spune, vino rob bun și credincios. Încă o dată noi slujim în biserică. Noi toți suntem copii ai lui Dumnezeu. Noi toți suntem, dacă vezi, frați și surori. Nimeni nu este mai mare și mai mic în ochii lui Dumnezeu. Dar în ceea ce înseamnă slujirea, există o mare responsabilitate pentru slujitori. Și în această seară, mă rog, pentru fratele Daniel, pentru fratele Oni, pentru fratele Amos și pentru noi ceilalți, Dumnezeu să ne ajute să înțelegem responsabilitatea pe care o avem de a fi credincioși lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să fim credincioși. Ceea ce îi se cere, spunea Pavel în Corinteni despre slujire, ceea ce se cere de la Ispanic este să fie credincios în lucrarea pe care a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim credincioși și Dumnezeu ne cheamă să facem lucrul acesta cu mare bucurie. Vreau să închei cu o întâmplare, de fapt este un caz real, se spune, am citit despre un mare basketbalist, de fapt este un mare sportiv care a făcut fotbal american. Și după ce și-a terminat cariera sportivă, a fost angajat la o companie mare de asigurări. Și acolo avea un manager, un lider. Și una dintre ședințele pe care le-a avut acolo, managerul a început să spună, bă, voi sunteți incapabili. Păi uite, dacă ne uităm la producția voastră în ghilimele, păi nu aveți, măi, sunteți, uite, nu faceți aia, nu faceți aia, nu faceți aia. Și toți erau pentru el, așa, un fel de slab. Și s-a întors spre acel sportiv, spunea, ia spune-mă tu, că ai venit din sport, când, de exemplu, în fotbal american, dacă tu nu-ți faci datoria și dacă nu ești bine, te mai cheamă ea la echipă. Și el spune, auzi, în sport funcționează lucrurile cam așa. Dacă echipa în totalitate nu merge bine, atunci schimbă liderul. Sigur, nu este cazul acum, nu fac o concluzie. Ideea este următoarea, noi toți suntem până la urmă o echipă. Dar contează, și mă refer la slujitori și biserică, contează ca slujitorii întotdeauna să rămână credincioși lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită la noi cu o mare dorință ca să ne împlinim această responsabilitate. Și Dumnezeu, prin harul lui, ne ajută. Mă rog din toată inima Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Încă o dată, mă bucur pentru biserica noastră, mă bucur pentru frații aceștia care Dumnezeu i-a pregătit, biserica i-a acceptat și împreună vrem să slujim. Toată lucrarea pe care o facem noi este doar cu gândul acesta. Vrem să fim credincioși de Dumnezeu și în felul acesta să slujim biserica. Noi nu slujim bisericii. Când gândești lucrul acesta, poate să fie
o piedică sau, dacă vreți, o capcană. Eu nu slujesc bisericii. N-am făcut contract cu dumneavoastră? Nu slujesc bisericii. Eu slujesc lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a spus, acum du-te și slujește copiii mei. Responsabilitatea mea este în primul rând față de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu m-a angajat. Dumnezeu mi-a dat darul și slujba. Biserica este doar parte din slujirea pe care noi o facem. Pentru toate acestea, mă rog Dumnezeu pe toți să ne ajute să fim credincioși și să slujim pe El până la sfârșit. Și apoi, în final, cu adevărat, Dumnezeu va spune, prin Domnul Iisus Hristos, va spune, vino, slugă bună și credincioasă. Și intră, unde? În bucuria stăpânului. Amin.